Vrăjitoarea și îngerul. Era în anul 1994. Misiunea noastră și locuința noastră era într-un orășel mic, Winsboro. În jur erau ferme. Auzeam behăitul caprelor și mugitul vacilor, păsări, iar noi aveam flori de mușcată și trandafiri în față. Noi doream mult să trimitem un container pe vapor în România, cartea de Crăciun. Tipărisem sărbători fericite la toți copiii cu arta cea mai minunată, poze decolorate pe fiecare pagină, hârtie albă, foarte bună, cu povestiri și cântări de Crăciun și cu casete de Crăciun. Aveam 25.000 de cărți de Crăciun tipărite și casete. Și vroiam să trimitem tot materialul în România, la biserici, la copii. Dar nu aveam bani de container. Ne trebuiau $4.000 ca să trimitem totul în România. Și Dumnezeu ne-a învățat în anul acesta un verset. Am învățat versetul pe de rost. Pe urmă Dumnezeu ne-a spus că trebuie să punem totul la încercare, totul în practică. Textul care l-am învățat anul acesta în mod deosebit a fost de la Efeseni 6. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și împotriva sângelui, ci împotriva puterilor din văzduh, împotriva principalităților, puterilor întunericului, veacului acestuia, împotriva prințului văzduhului, adică a Satanei. Noi aveam pe casă scrise versete. Vino Doamne Iisuse, sau Iisus este Regele Regilor. Schimbam scrisul. Totdeauna am avut versete pe casă și versete pe mașină. Pe mașină aveam versete ca binecuvântat este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul Israelului. Într-o zi m-am dus afară să dau mâncare la păsări și să ud florile și să ud trandafirii mei roșii. Când m-am dus să dau mâncare la păsări, am văzut foarte curios că la marginea ogrăzii noastre a grădinii erau 6 bețișoare, dar perfecti ca bețișoare de lemn, dar perfecti la mărime și toate 6 paralele, una lângă alta. Și m-am uitat așa, ce-o fi asta, cum de-o căzut bețișoarele astea din copac și eu căzut așa la distanții egală de el, una de alta. I-am arătat lui Steven și am chemat pe cineva care știa mai mult despre bețișoarele astea și prietena noastră, Sue, ne-a spus așa, vrăjitoarele, când te bleastă-mă, îți pun demoni. Exact așa, convoacă demon, punând 6 bețișoare. Dar când ne-am dus noi în jurul grădinii, am găsit bețișoare peste tot, în toate colțurile grădinii. Le-am depărtat, ne-am rugat în jurul curții, am uns cundele în locul blesteamului, și credeam că atâta a fost de ajuns. Dar în timpul acela vroiam foarte mult să avem bani prin poștă. Până în anul 1994 eu am vorbit numai în biserici americane.
școli americane. Nu am fost niciodată în biserici românești. De ce? Pentru că erau pline de spioni. Deci până în 1994 nu fusesem deloc în biserici românești, pentru că erau agenți ai ambasadei române care încercau să te omoare pe cei care vorbeau despre persecuția din România. Dar în 1994, Dona Steven a spus: Genoveva, de ce să nu mergem la bisericile românești să vindem cărți și casete? Și atunci Dumnezeu să ne dea bani, așa, în felul ăsta, pentru container. Am sunat la telefon un pastor din Chicago, pastorul Luca, de la Biserica Pentecostală. Și am spus, avem nevoie de bani pentru container, să trimitem carte de Crăciun. Nu avem bani. Putem să venim să vindem cărți și casete în biserică și să vorbim. I-a spus, eu sunt Genoveva, de la care a început corul, Sion de la Iași. Și pastorul Luca mi-a spus așa: a, toată ziua ascult corul Sion, ce delectare, bineînțeles, sunteți bineveniți. Și o să facem o masă, pregătim pentru voi, să vindeți cărți, să căpătați ceva bani. În orice caz, am sunat pe alt pastor din Chicago. El era pastor baptist, pastorul Chiu. Și când i-am spus că eu sunt cea care a înființat corul Sion, imediat aveam treceri oriunde. Oh, da, a spus, veniți, puteți vindeți cărți și casete. Bineînțeles, toată lumea cunoaște corul Sion. Și vedem loc în program, duminică, după amiază, și Luca a spus să venim duminică dimineață și el a spus, Chiu a spus să venim după amiază. Am pornit la drum. Steven a încărcat mașina cu cărți și casete. Toate cărțile copiilor care le aveam noi și casete cu cele care le făcusem cu creația Crăciunul, povestea din Biblie. Le-am încărcat. Și am pornit la drum. Am mers 9 ore, cam așa. Și pe urmă ne-am oprit în Ohio. Când am ajuns în Ohio, ne-am gândit să ne oprim. Să luăm o pauză, să mâncăm. Aveam sandwich-uri cu noi, apă, suc. Am spus să ne oprim într-o parcare. În America sunt, cum se cheamă, locuri de parcare cu restaurante care sunt foarte frumoase. Toalete unde lumea se duce, poate să-și spele mâinile, spele vegetale, să mănânci, și parcări foarte mari. Și Steven este om exact, el vrea totdeauna să știe câte cărți vinde, să pună în totul pe în contabilitatea misiunii. Deci a spus Genoveva, tu pregătești masa, iar eu scot totul afară și număr toate cărțile și titlurile și număr toate casetele și titlurile.
Steven a spus așa, am să găsesc un loc unde nu să ne deranjezi absolut nimeni. Ne-am uitat și parcarea era foarte liberă. Dar chiar o secție a parcării nu era absolut nicio mașină. Pentru că mașinile se opreau mai aproape de restaurant. Nu așa de departe. Americanii nu le place să meargă pe jos. De la mașină până la restaurant. Cu cât e mai aproape, cu cât e mai bine. Dar pentru noi, cu cât era mai departe, era mai bine să nu ne deranjeze nimeni. Eu am început să pregătesc mâncarea. Am scos coșul cu tartine și cu fructe. L-am pus lângă mașina. Iar Steven a scos totul din portbagaj. Sute de cărți, sute de casete. Și le punea pe categorii și le număra și le ia contabilitatea. Spre surprindere noastră, nu au trecut mai mult de 5 minute. Și a venit exact lângă noi și a parcat o doamnă în mașină. Ne-am gândit, dar nu ți-e rușine, doamnă, dar nu puteai să spui nimic. Nu putea să avea dreptul să parchezi lângă noi, nu? Deci era numai o parcare între noi și ea, unde era coșul cu mâncare și cărțile. Și a parcat imediat lângă coșul de mâncare. Și am gândit, chiar este foarte, cum spun americanii, nepoliticos. Să parchezi mașina când sunt atâtea locuri libere, chiar lângă noi. Cum se spune în românii, chiar lipsă de bun simț. Nesimțire adevărată. Ea avea o mașină foarte elegantă, roșie. A oprit cheile din contact, a închis ușa și a ieșit afară o doamnă de vreo 30 de ani sau 35 de ani. Tânără, foarte elegantă, îmbrăcată. Și imediat ce a ieșit din mașină, a trecut la treabă. Ea era vrăjitoare și a început să cheme demonii și elementele satanei împotriva noastră, apă, foc, vânt. Apă, vânt, foc, pământ. Și a început să se închine satanei la nord, la sud, la vest și la est. Și nu numai atât, dar trimitea sărutări. Și a început să ne blesteme de la nord, de la sud, de la vest și de la est. Chema demon așa și ne blestema. Nimic să nu ne meargă. Mergă bine în excursie, nimic să nu ne meargă bine. Că suntem servitori lui Dumnezeu, dușmanii satanei. Nu.
suntem servitori lui Dumnezeu, dușmanii satane. Și ne-a blestemat de la nord, de la sud, de la vest și de la est. Și după ce chema demonii și ne blestema, pe urmă se apleca înaintea prinților satanei cu fața până la pământ. Le zâmbea, le primirea zâmbete și sărutări. Așa. Noi n-am avut experiențe cu o vrăjitoare, dar mi-am amintit că odată, într-o dimineață, Dumnezeu mi-a spus să mă rog pentru orașul Waynesboro, unde locuiam noi, era orașul nostru. Pentru că erau foarte mulți vrăjitori și slujitori ai satanei mi-au spus că vin la parcul expoziției și blastemă parcul și cheamă demonii de la nord, de la sud, cheamă demonii satanei și oamenii de acolo să aibă tot felul de ghinioane și tot felul de blesteme pe ei și să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Într-o dimineață m-am dus ca să mă rog pentru Waynesboro. M-am sculat pe la ora 3:30. Era o zi de vară, deci era lumină. M-am dus cu mașina în parcul ăsta unde spuneau toată lumea că vin vrăjitorii și sataniști și fac jertfe satanei. M-am dus și, într-adevăr, m-am confruntat cu o vrăjitoare. Deci eram dușmani. Eu îl slujeam pe Dumnezeu și el slujea pe satana, dușmani de moarte, care nu s-o vor împăca niciodată. Știți că sunt culte care spun, chiar și martorii lui Jehova sau mormonii, care spun că satana și Domnul Iisus sunt frați și Dumnezeu o să le ierte pe satana la urmă. Nu există iad, dar asta este mare minciună, pentru că Dumnezeu niciodată nu oferă iertare satanei, niciodată. El nu se pocăiește niciodată și o să fie pedepsit pentru veci de veci. Nu există salvare pentru prinții satanei. Deci eu mă rugam pentru binecuvântarea și salvarea oamenilor în Waynesboro. Și ea s-a rugat exact în patru direcții și trimitea sărutări, să pleca cu fața până la pământ și că a chemat demon de la nord, de la sud, de la vest și de la est. Și eu, pe urmă, eu am dispărut în mașină și am venit acasă, i-am spus lui Steven că m-am întâlnit dimineața aceea cu o vrăjitoare. Deci, nu numai atâta vrăjitoarea asta din parcare. După ce a trimis sărutări zeităților nevăzute și a chemat elementele, patru elemente ale naturii împotriva noastră, după aceea a luat din traista ei un pumn de sare, dar sare din aceea foarte mare și și-a sărat blestemele împotriva noastră și aproape că ne-a stropit cu sare. Deci unde și-a făcut rugăciunea, aproape ne-a stropit pe noi cu sare ca blestemele să se prindă. Dar vreau să vă spun că noi ne-am gândit și ce? Pur și simplu nu ne-a fost frică. Dar Dumnezeu a vrut să ne spună că trebuie să fim pregătiți pentru confruntările cu puterea satanei. Puterea satanei este adevărată și trebuie să fim pregătiți întotdeauna. După ce am plecat mai departe spre Chicago, a venit ca un nor de demon pe mașina noastră. Pentru că noi trebuie să avem legături cu Dumnezeu și Spiritul Dumnezeu este sus. Și Spiritul nostru trebuie să fie deschis
și să avem comuniuni cu Dumnezeu foarte ușor, să ai comuniuni cu Dumnezeu. Dar atunci când vine o zi rea a încercării, demonii pot să întrerupă legătura ta cu Dumnezeu. Și am început să fim deprimați. S-a stricat încălzirea, pentru că era târziu toamna și era foarte frig. Era în luna, nu știu, poate noiembrie, toamna târziu, și era foarte frig. Deodată eu și cu Steven am fost cumprinși de o, așa de o descurajare. Și parcă demonii ne spuneau, dacă Dumnezeu ar fi în lucrarea voastră, v-ar fi trimis bani, n-ar fi trebuit să vă necăjiți, să mergeți până la Chicago. Întorceți-vă înapoi, așa ne spuneau demone. Mașina nu mai merge, căldura. Dar nu numai atât, ne-am pierdut. Și Steven vedea tot timpul nord în loc de sud, vest în loc de est. Și străzile, alte litere vedea la străzi. Și ne-am rătăcit atât de tare și am început să plângem. Ne era frig, obosiți. Ne-am dat seama că erau duhuri, demoni la lucru. Probabil că schimbau semnele pe șosele. Probabil că schimbau semnele, în loc de nord, spuneau sud. Demonii poate să facă lucrurile astea. Sau demoni de confuzii extraordinară. Deci am suferit de o confuzie provocată pur și simplu de demoni. Vedeam vest în loc de est, nord în loc de sud. Și ne-am trezit că am mers cu mașina 65 de kilometri în direcție aiurea. Eram așa de supărați. Și Satana tot mereu ne spunea, întorceți-vă înapoi. Nu se merită să fii misionar, e prea greu. Pe urmă am găsit un telefon și am sunat la fratele Chiu, pastorul baptist, care el ne oferise cazarea. Deci la el trebuia să ajungem. Când i-am spus noi unde suntem, el s-a minunat foarte tare. Voi trebuia să fiți aici deja. Sunteți la 40 de mile de în confuzie, total în direcție opusă. Ne-a spus el cum să ajungem la el. Și noi, plângând, am ajuns la casa lui, la casa lui. El ne-a primit foarte frumos, ne-a dus la dormitorul nostru și noi ne-am culcat. Eu am avut un vis. Pe la 1 noaptea am avut un vis. Am visat foarte vivid că erau 3 călugărițe. Că știți că sunt călugăriții care se îmbracă exact ca călugărițile catolice sau ortodoxe, dar ele sunt biserica satanei. Am visat 3 călugărițe care făceau slujbe pe genunchi împotriva noastră. Să nu primim niciun ban în Chicago, nimic să nu ne partă, să nu avem nicio favoare, totul să meargă rău, să ne îmbolnăvim, să nu putem vindem niciun ban pentru misiunea noastră. Când am visat asta, pe la ora 3, am spus lui Steven, trebuie să ne sculăm, să ne rugăm. Este război spiritual foarte mare. Ne-am sculat la ora 3:30 și ne-am rugat. Am luat cina și am spus lui Dumnezeu că El trebuie să ne trimită un înger să ne ajute. Că lupta este prea grea. Nu știm, suntem descurajați, obosiți. Și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, dar într-un mod mult mai mult decât i-am cerut noi. Ne-am sculat la ora 7 dimineața, ne-am dus la Biserica Pentecostală. Trebuia să fim primi acolo, pentru că trebuia să ni se dea masa, unde să punem cărțile noastre, sute de cărți și sute de casete.
pe care să le vindem. Asta era speranța noastră de finanțare. N-am ajuns acolo primii. Nu era nimeni acolo, biserica nu era deschisă. Am parcat lângă biserică. Și a apărut un om. Omul era cam de 60 de ani. Cu păr puțin alb și un pic de chilie. Nu era un om frumos deloc. Era un om care își ascundea fața. Avea ochelari negri, mari de tot. Mic de statură, în training și în basket. Și cu o șapcă sportivă, ca și cum au oamenii când se duc să alerge. Și omul acesta ne-a șocat, pentru că a început să se roage exact în patru direcții. Și ne-am gândit, ăsta e un vrăjitor, am scăpat de vrăjitor și acum e un vrăjitor. Și ne-am gândit, dar el s-a rugat exact ca vrăjitoarea. De la nord, de la sud, trimitea sărutări și ne binecuvânta pe noi. Dar am auzit că el vorbea românește. Și spunea așa: leg puterile satanei de la nord. Leg demonii satanei de la nord. Leg demonii satanei de la sud. Leg demonii satanei de la est. Leg demonii satanei de la vest. Dar el se înclina exact ca vrăjitoarea, dar se închina lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, vrăjitoarea ne-a blestemat și el a venit de la Dumnezeu să ne dezlege de blesteme și să ne binecuvânte. Și el, exact cât ca vrăjitoarea, deci ce a făcut vrăjitoarea, Dumnezeu a trimis, trebuia să fie desfăcut. Și după ce a legat puterile satane de la nord, de la vest, de la sud, de la est, a trimis sărutări lui Dumnezeu spre ceruri. Și el s-a închinat cu fața la pământ și pe urmă ne-a binecuvântat pe noi. Între timp a venit un pastor al bisericii. Pastorul ăsta, unul din bătrânii bisericii. Bătrânul ăsta al bisericii a suferit foarte mult în comunism. Și, cum să spunem, creditul lui, cuvântul lui, era foarte greu în biserica aceea. El l-a auzit pe omul acesta, binecuvântând locul, din locul acela. Acest om, de fapt, era un înger. Pentru că îngerii pot fi ca oameni. Și el ne-a binecuvântat într-o limbă română perfectă. Și a spus așa: să vină binecuvântările lui Dumnezeu de la nord, peste servii lui Dumnezeu, Steven și Genoveva. Să vină binecuvântările lui Dumnezeu de la sud. Să vină îngerii lui Dumnezeu de la vest. Și să vină îngerii lui Dumnezeu de la est, să binecuvânte pe servii Domnului, că ăștia sunt servitorii lui Dumnezeu, Steven și Genoveva. Și pe urmă ne-a binecuvântat. Și a sărutat stâlpii bisericii. Biserica Pentecostală avea doi stâlpi mari și i-a sărutat. Și pe urmă a spus așa: binecuvântat este locul acesta în dimineața aceasta și preamărit este numele Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov. Binecuvântat este locul acesta în dimineața aceasta și binecuvântați sunt toți servii lui din locul acesta și binecuvântați sunt misionarii lui Steven și Genoveva. Și pe urmă el a plecat.
Acum, imediat s-a început, nimeni nu știa nimic. S-a început programul. Eu am fost invitată la Amvon cu pastorii. Erau un pastorul Luca, care m-a introdus cu multă dragoste. Și Steven era la masă cu cărțile și cu casete, sute de cărți și casete și CD și casete și cărți. Eu m-am dus la Amvon cu pastorul Luca și cu trei bătrâni din comitet. Unul din ei s-a sculat în picioare și a spus așa: fraților, eu sunt în Chicago de ani și de ani de zile. Cunosc pe toți românii pocăiți din Chicago. Cine a fost omul acesta? A fost un înger care a binecuvântat locul și pe servii lui. Și a spus așa: a vorbit o limbă română care niciun român nu vorbește așa de frumos. Cu voce foarte caldă, clară, corectă și care avea autoritate spirituală. Și a spus: omul ăsta nu este om, este înger. Nu, eu cunosc pe toți oamenii din Chicago. Un înger ne-a binecuvântat locul. Deci Dumnezeu o să aibă prezența lui în mod deosebit în dimineața asta. Dar pe urmă, un din bătrânii bisericii care era în Amvon a spus: fraților, eu am avut o viziune. Cum pentecostale au viziuni, nu? În viziune, un înger mi-a prezentat o femeie și mi-a spus așa: vezi pe femeia aceasta? Ea face parte din Mireasa Domnului. El a spus că în mână aveam o carte Mireasa Domnului, adică eram parte din suita care trebuie să trăiască numai pentru Dumnezeu. Și mi-a spus așa îngerul: când o vezi pe femeia aceasta, să-i dați toată favoarea, tot ce vrea ea, să o ajutați. Și omul ăsta a suferit foarte mult în România, era profet în biserică. Și când a spus asta, toată biserica a început să plângă. Imediat ni s-a dat, am vorbit jumătate de oră în biserică, am povestit experiențe din viața noastră, am spus că avem nevoie de bani pentru să trimitem containerul și avem cărți și cu casete de vânzare. Dar de obicei noi mergem cu cărți și cu casete și venim cu multe nevândute. Numai dacă Dumnezeu ne deschide o ușă să avem... De obicei când vorbim mult, vinde mult, când spunem mai multe povestiri din viața noastră. Dar oamenii s-au repezit la masă. Dar era o îmbolzeală la masă. Dați-mi 10 cărți, 10 casete, dați-mi, de uite, banii sunt aici. Atât am vândut toate casetele și toate cărțile care erau pe masă. Și am numărat banii și am numărat 3.700 de dolari. Dar oamenii spuneau: dar de ce nu ați adus mai multe? Comandăm imediat, comandăm multe. Deci o să ne aduceți prin cineva sau noi plătim, noi vrem mai multe, că altă vrem să cumpărăm mai multe și cu tare vreau să cumpărăm. Deci am vândut sute de casete și cărți și toată lumea ne dădea mai mult. Deci favoarea lui Dumnezeu, când este peste tine, și puterea lui, totul îți merge bine. Pe urmă ne-am dus acasă, seara ne-am dus la Biserica Baptistă. Biserica Baptistă era numai... Deci Biserica Pentecostală avea foarte mulți membri, poate 1.000 de membri. Dar Biserica Baptistă avea 400 de membri. Și ne gândeam, cum o să lucreze Dumnezeu seara? E seara a fost exact la fel. Pastorul mi-a dat timp, am vorbit
Am vorbit despre că avem nevoie de bani pentru cărți, am spus experienții din viața noastră de credință și pastorii baptiști, tot ce am pus pe masă, au cumpărat. Tot s-a cumpărat. $4,200. Dar nu numai atât, oamenii spuneau, dar de cine ați adus mai multe? În ziua aceea am vândut peste $10,000 și oamenii ne-au trimis și am avut bani destul să trimitem containeruri, să trimitem bani în România. Și Dumnezeu ne-a uimit, deci când este o lucrare a satanului împotriva noastră, Dumnezeu are îngerii lui care ne binecuvântă.